cu 8 goluri primite, dar și două înscrise în trei etape, FC Viitorul este departe de așteptările conducătorilor constanțeni de la noul staff instalat în această vară la echipă. În ciuda acestor aspecte, Ruben de la Barrera, spaniolul care a preluat de la Gheorghe Hagi funcția de manager tehnic, este încrezător că elevii săi au capacitatea de a obține și victorii, fiind convins că înfrângerile la scor suferite contra FCSB-ului și Universității Craiova au fost doar accidente iar prima șansă de a demonstra acest lucru este sâmbătă atunci când este programată partida de la Sfântul Gheorghe contra Sepsi so every week we have a, a new challenge uh, so uh, what we need is for sure uh, to win the first game uh, because uh, i'm completely convinced like i said uh, the last time we are a plane and uh, this plane needs to needs to fly and for sure we are gonna we are gonna uh, take off uh, Hopefully, uh, next game against against FC. We know it's a tough, will be a tough game against a good team. But at the same time, time, I'm really confident about uh, what we are doing, the way we are training, the way, the way uh, my players are. So uh, I'm completely convinced uh, we are gonna we are gonna be important in a few time. După disputarea a trei etape din sezona sezonul ligintei, FC Viitorul ocupă ultimul loc al clasamentului cu un singur punct obținut după remiza cu Uta Arad. De cealaltă parte, Sepsi nu se poate lăuda nici ea cu un sfert de sezon prea fericit, reușind totuși să termine două partide la egalitate și să acumuleze două puncte. În aceste condiții, confruntarea se anunță una deschisă oricărui rezultat. Sepsi Sfântul Gheorghe, fece viitorul, contând pentru etapa a patra a ligii întâi de fotbal, este programată pentru sâmbătă cu începere de la ora 19.